Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine ați revenit în fața, în fața micilor ecrane pentru a viziona emisiunea Reflectorul Analitic. În această seară ne-am propus să discutăm despre starea politicului din Republica Moldova și despre modul în care decurg, de fapt, ceea ce numim noi negocieri pentru formarea viitorului guvern. Salut prezența în studio a domnului Victor Juc, directorul Institutului de Cercetări Juridice și Politice a Academiei de Științe din Moldova, doctor habilitat, profesor cercetător. Bună seara și bine ați venit. Bună seara, bine v-am regăsit. Și a domnului Pavel Medrigan, conferențiar universitar, avocat. Bună seara și bine ați venit la Reflector Analitic. Bună seara. Domnule juc, haideți, vreau să încep cu dumneavoastră această emisiune prin a vă întreba cum stabilit sau cum ce notă i-asdam ați da negocierilor din Republica Moldova la capitolul uh, formarea viitorului guvern și de ce este acest impas. Cel puțin mulți comentatori vorbesc de un impas. Împărtășiți aceeași viziune? În Republica Moldova după alegerile din 24 februarie, după validarea Actualului legislativ și după prima sesiune parlamentară, practic nu s-au produs nici negocieri, nici dialog. Fiecare dintre cele patru părți, am spune, pentru că trebuie să ținem cont că există trei actori majori și unul minor, în funcție de numărul de mandate acumulate, și-au expus pozițiile care mai. Tranșant. care mai tranșant, care mai extins, care mai puțin extins, dar practic nu au fost nicio negociere, ne mai vorbim de dialog. Câteva întrunirii care s-au produs, de fapt, n-au fost altceva decât o clarificare de poziție, fiecare și-a expus punctul său de vedere și a venit cu invective la adresa potențialelor parteneri și nu mai mult. Da, dar până la urmă politica este și arta negocierii. Desigur că este arta negocierii, arta compromisului, arta dialogului, numai că în Republica Moldova cei trei protagoniști care sunt pe rol se află. Practic, au venit numai cu anumite inițiative care pot fi numite ca chemare la negocieri. Unii și-au expus punctul de vedere referitor la formarea unei majorități parlamentare formalizate, alții fără a avea o majoritate parlamentară, o anumită înțelegere, mai degrabă verbală decât în scris și nu mai mult. Deci clasa politică din Republica Moldova, cei care au rezultat din Scrutinul parlamentar din 24 februarie, nu știu ce înseamnă arta negocierilor, nu știu ce înseamnă arta compromisului sau nu doresc să știe, dar cert este că practic au trecut o lună de la începutul activității Forului Legislativ Suprem și prima ședință după cum a fost sistată, deci nu sunt nici un, nicio premiză, cel puțin la moment, că ea trebuie să fie reluată în conformitate cu regulament, adică identificarea unei majorități parlamentare formalizate, care ar fi în măsură să propune. În primul rând, președintele Parlamentului, apoi vicepreședinții, continuând cu biroul permanent și componența celor 10 comisii parlamentare. Deci, nota la moment ar fi una total negativă. Domnule Medrigan, întrebare tranșantă. Credeți că mergem în anticipate sau găsim numitorul comun? Să no privim din punct de vedere cum politicienii, fiindcă ăștia care sunt în Parlament, deputații, se numesc chipurile și o pun eu așa direct în ghilemele, fiindcă acolo nici o treime nu sunt politicieni în sensul cuvântului. Acolo unii au nemerit că e verișor, că e fin, că e nu știu ce, așa e parlamentul nostru, ca de obicei în Moldova. Deci ei nici nu știu ce fac și ce vor. Și că oamenii nu sunt pregătiți, i-au luat pe alte criterii în acest forum. Deci să luăm cum își închipui politicienii în situația. Și a doua, chiar și mai importantă, care e percepția cetățeanului? Iată, a cetățeanului eu, care plătesc impozite pentru dânșul. Și eu, la ziua de astăzi, nu sunt satisfăcut totalmente de clasa politică a noastră, cu excepția domnului președinte, care încearcă ceva. Iată, ei îmi de colo, colo, ei, eu, eu cred că nici la lucru nu vin în, 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 în Parlament, fiindcă nu au ce face acolo. Da? Le-au le dat cabinete, telefoane, mașini, de serviciu. Au un prim salariu deja. Le-au le -au dat cetățenii peste nas și s-au uh, rușinat, inclusiv eu, la o televiziune. Chiar, chiar au să iei salariu, Și cred că au auzit uh, sugestiile mele. Dar asta nu e. Nu. Cetățenii așteaptă mișcări. Alegerile uh, au fost numite în primăvară, încă anul trecut. Noi, iată, de grabe avem un an de zile. Și noi știm ce înseamnă în Moldova perioada electorală. Da? Nu face nimeni nimic, fiindcă nu știa să fie astăzi, să fi mâine, să fie poi mâine. Doi, O coniuncesc cu alegerile locale. Iarăși trebuie o pregătire serioasă, fiindcă o dată în patru ani, iarăși stă baltă. Da? Nici una, nici alta. Ăștia unii în culo îmblă, nu știu ce caută, ceilalți pe tot locul, pe altă parte îmblă. Ce îmblați, oamenilor? Voi în fiecare zi trebuie să discutați cu toți în parte uh, fracțiuni parlamentare Uitați-vă, e liniște zilele astea. Cine cu cine, cum își fac treaba? Fiindcă, încă o dată zic, răbdarea la cetățeni deja se termină. Domnule și foarte... problema problemă a... e speakerul. Nu, 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 e nici speaker. De colegul a menționat. În mentalitatea noastră cu cineva, uitați-vă, în fiecare partid sunt șase, șapte persoane care se șoșotesc acolo ceva. În rest este o masă inertă. Cu părere de rău. Și ăștia șușușușușu, șu, 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 în rest ce credeți, că toți au parte la discuțiile este, în rest e așa de ridicat mâna. Prin urmare, este necesar ca să fie un, un impuls, fiindcă sunt necesare mișcări, mișcări. De aceea vreau să menționez că niciun partid, la noi în Moldova, nu poate să câștige alegerile numai datorită membrilor săi. Da, cel mai mult are cât 40-50 de mii de membri, nu mai mult. Uh, nimeniesc în Parlament partidele datorită că alții care nu sunt membri de partid, dar îi susțin. Și iată susținătorii ăștia care nu sunt membri de partid, dar susținători. Acum începe să întreba, ăștia pe care noi i-am susținut, cu ce se ocupă? Noi pentru ce am susținut? Fiindcă erau pline cutiile poștale, cu minte, cu pleante, că noi venim, noi facem. Și cei cu este, Că noi venim, noi facem. Prin urmare, dacă cineva ne ascultă, vreau să transmit, fiindcă eu sunt toată ziua în Răioane, începe această nemulțumire a cetățenilor de rând dacă membrii de partid acolo nu știu ce le mai spune, că noi negociem, noi încercăm, Ceilalți nu interesează. Ei vor mai repede finanțare noi, programe nu sunt. Acum, uitați că -au ști, nu, știu, nu știu ce să facă cu mierele și cu poama. Bun, eu mă duc să curăț via sau nu. Trebuie să o stropesc. Trebuie să iau bani, inclusiv și de la bancă, fiindcă au, au ars mulți cu mierele și cu pama. Eu ce să fac? Care va fi în anul ăsta o perspectivă? Unde o să ducem producție? Ce, ce deschidere o să fie? Te-ți stau în aer și iată această, această tăcere neînțeleasă. Este foarte important ca politicienii să înțeleagă ei în toată ziua. Nu merge o variantă, vine alta, nu merge o întrebare, hai să mai reformulăm, mai cedăm. Dar trebuie să fie în mișcare în fiecare zi. Aceasta așteaptă cetățeanul. Problema, da, problema nu constă în președintele Parlamentului, ci în... O majoritate parlamentară formalizată, pentru că la această funcție, mai ales într-o republică parlamentară, chiar dacă în ierarhie puterii de stat se plasează pe locul secund, dar totuși puterea executivă este determinantă și au fost multe cazuri când spre exemplu, s-a format o alianță cu un partener major și cu un partener minor, celui minor i-a revenit funcția de președinte a Parlamentului, iar partenerul major funcție de prim-ministru. Deci este problema nu atât în partajarea acestor funcții, cât în formalizarea unei majorități. Și atât timp cât fie s-au invitat la negocieri, fie nu s-au invitat la negocieri stând în expectativă, atât timp spunem că nu se mișcă practic nimic în Republica Moldova la acest capitol. Dar atunci, iată, când vorbim despre aceste întruniri, cel puțin care au fost făcute publice, bănuiesc că au fost o serie care au rămas dincolo de culise, mă refer, iată, la întrunirile celor de la acum cu PSRM, pozițiile lor rămân oarecum tranșante. Vor speaker și vor premier. Respectiv, și niște condiții pe care Partidul Socialiștilor cu greu cam le-ar accepta, să nu fiu categoric. Eu consider juc. că aceste întruniri nu trebuie să aibă loc în prezența camerelor de luat vedere, în prezența jurnaliștilor, a mass-media, că în asemenea moment toată lumea atrage atenția asupra microfoanelor și se pierde conținutul în dauna formei. Aceste negocieri trebuie să fie cu ușile închise între specialiști care să vină și să negocieze. Dar, în asemenea manieră, Transparent, cum spunem noi, aceasta este abuz de transparență și fiecare dintre părți și-a reiterat pozițiile sale. Practic nu au fost identificate soluții de compromis, poate exceptând problemele sociale-economice. Dar da, aici eu ajuns cred că absolut toate partidele, poate cu excepția partidului Șor, au alte viziuni puțin diferite privind aspectele sociale. În restul... Uh, toți au practic aceleși opțiuni. Problemele constă în geopolitică, în problemele de identitate, în problemele cum trebuie să funcționeze instituțiile puterii de stat. Și atât aici, în contextul și în prezența camerilor de luat vederi, niciodată nu se va produce practic nimic. Doar camerele de luat vederi vin la sfârșit, atunci când s-au finalizat negocierile și se pun semnăturile pe un acord formalizat. Dar cum se spune că dacă vin la un partid sau la altul în prezența camerelor, nu se ducă la nimic bun pentru că nu se produc negocieri în asemenea manieră. Și atunci când cineva vrea să fie mai catolic decât papa de la Roma, rezultatul este cunoscut că va fi într-un impas total. Dar viitorul politic este în mâinile celor de la acum, de la blocul acum? Pentru că foarte multe discuții se axează, iată, pe comportamentul lor. După aceea o să rog și punctul de vedere a domnului Medrici. Dat fiind că atât Partidul Socialiștilor, cât și Partidul Democrat au făcut oferte în exclusivitate numai blocului acum, deci problema ecuației este simplu. În momentul când se vine numai cu asemenea solicitări, depinde de blocul acum. În cazul dacă vor fi reformatate solicitările și socialiștii vor face uh, un apel către democrați sau democrații vor face un apel către socialiști, atunci va intra în ecuație și această coordonată. Dar până la moment, dat fiind că blocul acum a declarat că invită numai socialiștii dat în condițiile că nu sunt controlați de către regimul oligarhic, iar la rândul lor Partidul Socialiștilor a invitat numai blocul acum, deci iese când mai pe această uh, coordonată bidimensională la moment este se produc negocieri. Dacă se schimbă ceva, atunci în ecuație intră și alți factori, alte coordonate. Da, domnule Drăgan, ce considerați dumneavoastră despre comportamentul uh, celor trei partide, mă refer la PD, mă refer la acum și la PSRM, pentru că Partidul Ușor ziceam că este prea puțin însemnat Știți, în acest caz. toți fac o mină da? parcă se gândesc cum trebuie de zburat pe lună foarte chestii, foarte complicate. În realitate sunt mult mai simple. Da? Nu mai trebuie să fie un pic din înțelepciune și da? rațiune. Prima, avem trei trei, să zicem, puteri care sunt fracțiuni parlamentare. Da? Partidul Democrat, Socialiștiul și acum. Bun. Noi vedem o, o nesatisfacție față de fosta guvernare. Partidul Democrat. Da? Deci, prima întrebare. Ar trebui ca Partidul Democrat să nu mai fie la putere, fiindcă pe noi nu, nu, ne aranjează, să fie în opoziție un pic, să mai odihnească, să vadă și ei cum e în opoziție, da? cum se acceptă propunerile opoziției. Nu nimic așa în toată lumea. Deci, dacă este o astfel de atitudine față de fostă guvernare, înseamnă că Partidul Democrat urmează să fie exclus pe cale democratică, încă o dată zic, din ecuația puterii. Rămân două formațiuni. Da? Două formațiuni. Bun, atunci, dacă noi zicem interesul național, trebuie depus pe masă. Ce ne deranjează, în primul rând? A? Aspectul economic. Și sub aspectul economic vine și geopolitic. În tot cazul, s-ar putea să se iei așa un compromis că nu ne pe prim plan geopolitica, dar, dacă zici proiectul Pro-Moldova, să avem relații bune și cu Uniunea Europeană, și cu CSI, da? E rațional sau nu? Și toată lumea scă, da, de ce nu? Cu atât mai mult că și partenerii europeni Deci aveți posibilități în piața ce să păstrați că noi acolo ne luptăm să, să venim pe această piață. nu o aveți fără uh, tarifele vamale, folosiți-o! Nu, noi am luat cu mâinile în buzunar, da? Uh, doi. Evident că este chestiunea de putere. Cine și în ce funcție? Și aceasta se discută. Nu suntem noi primii și ultimii. Primul pas trebuie să fie formarea conducii Parlamentului, speakerul Parlamentului. Și este evident că dacă fracțiunea Partidului Socialiștilor au, au, mai multe mandate, ar putea să fie această propunere. Pe de altă parte, cum și domnul Juca a menționat, guvernul este motorul. motorul. Prin urmare, s-ar putea și aici de discutat, fiindcă este important și cu ministerile au să lucreze. Da. Iată că sub aceste în prim plan, nu 10 sau 15 acum cu schimbarea sistemului electoral, nu de sistemul electoral acum. Fiindcă aceasta, nu știu, poate să numească coaliție, cum s-ar numi, ea trebuie să fie programată pe patru ani. Nu poți să vii pe jumătate de an sau pe un an de zile, fiindcă nimeni din partenerii străini nu discută cu tine dacă vii pe jumătate de an. Trebuie să fie programat pe patru uh, ani această coabitare e făcut primii pași de a debloca, adică de a începe activitatea Parlamentului și numirea Guvernului. Pe parcurs se discută, inclusiv cu partenerii străini, cu investori și așa mai departe și se începe unele momente de apropiere a unor programe, iarăși în interesul statului nostru. Și după un an, un an și o jumătate se poate de a reveni și la schimbarea a, sistemului electoral. Dar trebuie de văzut, trebuie de cântărit încă. Nimeni nu zice că sistemul proporțional, fiind noi am avut și proporțional atâția ani, nu trebuie să facem așa în grabă. Deci sunt 4-5 pași care se poate de făcut și a, e posibil. Dumneavoastră vorbiți acum la modul ideal. Pe nu că e ideal, e foarte e a, care... în data de 11 aprilie, vicepreședintele PAS spunea noi votăm legile de dezoligarhizare, formăm guvern minoritar în frunte cu Maia Sandu. În caz contrar, alegerea anticipate. Am încheiat citatul. Nu, nu, vreau să intru în polemică în obște această da. noțiune de dezoligarhizare. De, de, mai mult, în toată, în toată lumea sunt oligarhii. Trump e oligarh, dar cine luptă cu, cu, cu el? Da? Cine luptă? În alte țări sunt... Nu e chestia... Oamenii poate că nici nu înțeleg ce e această expresie. Nu ne trebuie la conducere oameni responsabil. Da, și el dacă este milionar, păi are dreptul său. Este important ca el să lucreze pentru țară. Ce fel de ștampuri este că noi... Și cum, cum își închipui să facă chestia asta? Lasă-te 4-5 puncte. Cum? Că dacă, dacă e bogat, trebuie alungat. Da. Este un nonsens. Înțelegi? Nonsens. Știți o rugăm în fiecare zi? Noi, 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 ce noi? Da. Domnul Juc, cum vedeți dumneavoastră? Poziția cel puțin tranșantă. Dacă nu votați ce propunem noi, atunci mergem în anticipate. Cui ar fi favorabile anticipatele? Eu consider că anticipatele ar putea fi favorabile fie tuturor, fie poți fi favorabile nimănui. nimănui da. da. Pentru că uh, depinde când vor avea loc, și nu contează. Eu, de asemenea, consider că nu contează tipul de sistem. Dacă cineva dorește să fraudeze, el nu o să gândească. Da, dacă e proporțional, nu, fraud, nu fraudăm, dacă e mixt, fraudăm și viceversa. Deci nu contează atât. Problema este că fiecare dintre cei trei protagoniști, dar poate patru, are un nucleu dur, o compoziție a grupului care votează în orice situație. Dar problema constă că cei care grupurile marginale care se află între aceste nuclee dure, probabil ei nu vor veni la vot. Sau foarte mulți s-au gândi dacă este cazul să se mai prezinte la urnele de vot sau nu este cazul. Poate aici participarea ar fi într-o anumită măsură stimulată de pliere pe alegerile locale când oamenii s-ar gândi că ar trebui să-și aleagă primarul, consilierii, pentru că dar și aici este o problemă foarte mare, pentru că alegerile locale trebuie să fie uh, încuvințate de către Parlament. Dacă Parlamentul nu funcționează timp de trei luni, el trebuie să fie demis și să fie alegeri anticipate. În caz dacă Parlamentul adoptă o decizie privind numirea alegerilor locale, dar cine va semna această lege? Președintele da. Parlamentului. Deci este un cerc vicios care presupune că nu trebuie noi, în Republica Moldova, să inventăm diferite formule în științele politice. Practica internațională denotă foarte multe lucruri care trebuie pur și simplu să fie implementate. Și atunci când se spune, într-o manieră sau alta, aceasta dă dovadă a nedorinței de a-și asuma răspunderea, a lipsei de voință politică și a nedorinței de a participa la actul de guvernare. În asemenea, da. condiții, practicile internaționale demonstrează. Mergem în anticipate. Eu continu să cred că dacă folosim categoria filozofică, probabilitate, posibilitate, realitate, că la moment probabilitatea alegerilor anticipate este cu cele mai mari șanse comparativ cu probabilitatea a două sau trei tipuri de coaliții, fie între doi actori majori, fie chiar o coaliție, asta va fi un ideal despre care vorbiți, dintre trei actori majori, un guvern de unitate națională, ceea ce ar fi foarte bine pentru Republica Moldova, dar șansele sunt practic egale cu zero la moment. Domnule joc, nu dar vă întrebam cui ar fi favorabile, pentru că iată sunt două aspecte pe care țin să le scot în evidență. Acum două săptămâni a fost făcut public un sondaj de opinie care zicea că dacă s-ar organiza alegeri anticipate, atunci partidul Ușor, nu accede în Parlament și o altă dimensiune pe care vreau să o punem în discuție este faptul că unioniștii s-au unit, s-ar părea cel puțin că s-au unit și atunci șansele lor ar putea fi în defavoarea celor de la acum pentru că un segment mic au fost acordate de voturi mm. și pentru cei de la Înțelegeți, acum. Înțelegeți, la moment eu consider că sunt trei segmente da. de potențial votanți. Primul segment, dacă spornim de la stânga la dreapta, este cel care au votat de 159.000 care au votat pentru Partidul Comuniștilor, Partidului Usatei, Partidul Patria, Partidul Regiunilor. Și acest segment ar putea să treacă într-o anumită măsură, nu în total, către Partidul Socialiștilor, pentru că se află cel mai învecinat. Al doilea segment ține de partidul lui Șor. Aici au fost votanți undeva 115.000. Eu cred că șansele lui de a trece totuși de a pragul de 6% sunt destul de mari, pentru că oamenii iar mai acorda încă o dată această posibilitate ca să treacă în Parlament. Și pcrm o trece în, la periferie? Pentru că cu, lume certitudine, cer... nu, cu certitudine, dar pe ce mi au obținut în ultimul scrutin 53.000 de voturi, ei da. au pierdut circa 200.000 de voturi și puțin probabil ca într-o perioadă atât de scurtă să se revitalizeze. Deci avem primul segment, cel de stânga, al doilea da. despre care ați spus al ușor, și al treilea este segmentul unionist. Cele cinci partide care au participat la scurtinul din 24 februarie au acumulat împreună 39 39.000. Acum, chiar dacă ele se unesc într-o altă formulă, eu totuși nu cred că va fi decisiv. Mai degrabă, unioniștii fie vor vota rațional pentru blocul acum, pentru cele două componente ale blocului acum, fie nu se vor prezenta la, la urnele de vot. Prin urmare, putem spune că cel mai mare bazin de recuperare a votanților l-ar avea Partidul Socialiștilor. Pe locul 2 ar fi partid, blocul acum și pe locul 3 Partidul Democrat. Însă, în Republica Moldova, vedem ca și în Ucraina, există un alt capitol. Factorul administrativ și aici incontestabil pe primul loc. Este Partidul Democrat, pe locul 2 Partidul Socialistilor și pe locul 3 blocul acum. Care factor va prevala? Fie un vot rațional al oamenilor, fie un, metodele administrative aplicate pe larg, mai ales în contextul când se pliază pe alegeri locale, sau într-o interconexiune? Este greu de spus, dar eu nu cred că. Cei trei actori majori, poate și a patrulea, ar avea substanțial de câștigat sau substanțial de pierdut Practic se va păstra cu o marjă de eroare sociologică de plus minus 5% Același număr de... același tablou general aș spune. Domnule Medrigan, să admitem mergem în anticipate Peizajul plus minus rămâne același Ca să păstrezi firul logic enunțat de domnul Juc Ce schimbăm? Ne vom într-o criză mult mai la la concret. Părere. Iată ei față de mine cu ce au să vină? Eu sunt alegător. Ce plus, minus, care da. vin? Eu, eu cu dânsul ei față de mine cu ce mesaj au să vină? Că fie socialiștii, fie democrații, fie acum. Ei veniți să discutăm. Despre ce să discut eu cu dânsul? dacă noi le-am încredințat odată și n-au fost capabili să se înțeleagă între dânși politicieni care chipurile cei mai buni au fost aleși. Acum ei cu ce mesaj să vină față de mine și ce, credibilitate ar putea să aibă? Dar nici o credibilitate nimic chiar. Să nu uităm că la acest scrutin a fost cea mai joasă prezență, nici 50%. Eu vă asigur că ați fi și mai joasă. Vorbesc de o pasivitate. Evident, fiindcă stă oameni așa să întreabă, ăștia ce fac la Chișinău, la voi? Nu pasivitate, mai degrabă eu aș spune de o neîncredere în clasă. A, aici sunt mai multe factori. și neîncredere și chiar dezolanță și chiar, a, știți, nu mai vor să vorbească de politicieni, fiindcă sunt atâta, că, da, au venit, ne-au luat cu, cu nu știu ce, cu concerte, binefaceri, și iată când au nimeni acolo, stau ca, ca, ca cloșca pe ouă. Făceți ceva deja. Prin urmare, eu consider că este un mare risc ca ei să meargă la alegeri anticipate la toate partidele, la toate partidele. Și aș zice aici că totuși Partidul Democrat da. ar avea o prioritate, fiindcă iată de bine de rău, noi putem să criticăm pentru da. multe chestii, dar în ultimii doi, trei ani, totuși, ceva, ceva s-a mișcat și oamenii au simțit în comparație cu alte partide. Cu alte partide. Iată ei au să vină că noi vrem să continuăm aceste, aceste proiecte. Da? A, au deja un cuvânt de spus. Doi. Au un resurs destul de important la nivelul administrației publice locale. Aproximativ 800 de primari. Nu numai în număr. Au da. primari care fie din frică sau acolo fie din niște chestiuni personale, fiindcă pe dânsă e tare, nu atinge nici procuratura, nici inspectorat fiscal, dar dacă îi atinge, tăți se termină, e îmblă ca peștele în apă ăștia primarii democrați, da? Și o cunosc nu din auzite, da? Față de și nu sunt mari pretenzii la organele de control și de drept, da? Și ei s-au acomodat și ar vrea să mai continue, știți? Lor le-a plăcut chestia asta. Dar să știți că un primar și niște lideri în sat este o influență, este o putere. Prin urmare, Partidul Democrat are, zicem așa, sânge în, în organism. În organism. Ceilalți nu prea. Iată, acum, acum, cu ce să ducă în Răuane, Ce să propună? Că noi am vrut și n-am putut. Dar de ce n-ați putut? Și dacă n-ați putut acum, dar care e siguranța că voi iar o să puteți? Care e? Prin urmare, admitem că sunt alegeri anticipate. Da. Admitem că între nu patru partide, dar șase. Șase. Eu, Partidul Comuniștilor, încă nu, că poate să discute cu partidul nostru, deci ar putea, au avut o, o campanie slabă, chiar și aproape că nu a da, dar încă, încă este, încă 6% ar putea, dacă ar fi o altă mobilizare și surse financiare, deci sunt încă unii. În tot cazul, Vladimir Nicolaeș Voronin, foarte liniștit poate să iasă în orice sat și pune ce a fost în timpul lui, și ceea ce este. Deci el are cu ce vine, are cu ce comparare are niște cifre. Ăștia mai e greu cu cifrele, cu comparațiile, cum n-ar fi, eu vorbesc despre o realitate. Da, și unioniștii, iată, vedeam că și domnul Băsescu se rupe încoace, Adică dacă ei s-au consolidat cu câțiva lideri importanți, nu este exclus, fiindcă ei aici au fost demoralizați și așa mai departe. Acum ne imaginăm că în viitorul parlamentului pe alegerea anticipate, Adică șase partide. Ce să-i în, parlament, în Parlamentul nostru? Coșmar! Coșmar! Da. Prin urmare, <coughs> politicienii noștri, până încă mai au un pic de timp, ar trebui foarte, foarte repede și profund să analizeze. Și este astăzi, este încă această, astăzi încă este această șansă de a face, eu știu, alianță, poate să numească cum n-ar fi, între acum și Partidul Socialișor, da, e încredere mare, e încredere mare, dar sunt câteva puncte care toți Ar trebui să le unească. Primul, miliardul. Facem un sondaj acum în toată țara, la, pe ce loc e, după importanță, Aspect uh, furtul miliardul, pe primul loc. Doi, Crol 2, acolo încă trebuie 40-50 de persoane trase la răspundere foarte serios. Arestate cu confiscarea proprietății, văd că stau tăz, Procuratora, că noi am, am trimis în judecată 30-40 de dosare pe. dați lista! Să vedem. În ce da. instanță de judecată voi ați trimis? La care etapă este fiecare dosar? Ăștia de la Banca Națională, de la lichidatorul, noi am trimis atâtea acțiuni civile. Care sunt? Eu mă uit pe site. În instanțele de judecată eu nu găsesc nimic. Unde ați trimis voi? Au trecut atâția ani. Cine se lucrează pe întrebarea asta? Prin urmare, dacă s-ar lucra serios, s-ar întoarce mulți bani în țară, inclusiv și bani care au nimerit peste hotare în unele zone. Deci iată care este problema. Trebuie să vină alte persoane și să înceapă a lucra. Domnule Juc, haideți să admitem uh, uh, alianță, coaliție, uh, pun în acest context uh, semnul de egalitate, acum PSRM. Ar exista mecanisme reale să trimite PD-ul în opoziție. Când vorbesc lucrul ăsta, mă refer la scoaterea de sub control a instituțiilor statului pentru că și acum spuneau că uh, vor ca să demită membrii Consiliului Audiovizualului, vor să uh, demită membrii Curții Constituționale și așa mai departe. Avem mecanismul juridic sau astea până când sunt simple declarații politice? Da, în primul rând, dacă se formalizează o coaliție dintre cei doi actori socialiștii blocul acum, sigur că Partidul Democrat este plasat în opoziție, Partidul Șor este în opoziție, pentru că ei împreună cele două componente plus socialiște au 61 de mandate, adică 3 5, 5 și pot să guverneze confortabil. Desigur că ei nu, pot, nu vor putea să modifice Constituția, cu, este nevoie de 67 de, de voturi, dar a guverna ar putea relativ ușor. În al doilea rând, Referitor la demiterea acestor demnitari de stat, este un proces foarte dificil, foarte complicat. Legea nu este retroactivă, nu e atât de ușor de, de modificat. poate de modificat e ușor, nu e atât de demis. Eu cred că oamenii în mare parte, nici cei care au fost aleși în Parlament, nici oamenii de rând care sunt adepți a acestor măsuri, nu înțeleg tot mecanismul juridic, cum a fost pus el pe roate în Republica Moldova și atunci când se spune adoptăm legile și mergem în anticipate, este Total neprofesionist, o lipsă totală de necunoaștere a, a sistemului politico-juridic din Republica Moldova. Este o problemă de lungă durată și nu este chiar atât de ușor, pentru că oamenii, indiferent de atitudinea noastră față de dânș, au fost aleși pentru o perioadă de timp, în baza unei legi. Ce le se poate lor spune? Suspiciuni rezonabile? Bănuieli rezonabile? Nu este chiar atât de ușor într-un stat de drept să vii cu asemenea afirmației. Afirmații. Afirmații. Și dacă se dorește să se construiască un stat de drept, nu poți ca să vii cu metode care nu sunt proprii unui stat de drept, să spui că noi folosim metode nedemocratice pentru a construi democrație. Totuși au mai fost tentative multe ca prin metode nedemocratice de a construi democrația și s-au dat faliment. Sigur că este posibil ca să fie demis toate aceste persoane cu demnități publice, dar nu în două, trei luni după cum se încearcă să se acrediteze și să convingă oamenii. Vreau să discutăm un pic și despre dimensiunea financiară. În acest studiu, pomeneam despre faptul că ar fi convenabil cuiva anticipatele sau nu. Vreau să rămânem la cei de la acum, pentru că chiar liderul celor de la, da, Andrei Năstase făcea o referire la salariu și zicea că este primul salariu după patru ani. Întotdeauna în această campanie a încercat să ne transmită mesajul că la capitolul financiar stau destul de prost ar fi o problemă pentru cei de la acum? Domnul Juc. Probabil că da. Ei nu au resurse financiare substanțiale și chiar și acele raporturi care au fost prezentate de Comisia Electorală Centrală denotă că au cheltuit incomparabil mai puțin decât Partidul Democrat, decât Partidul Șor, decât Partidul Socialiștilor și, într-adevăr, ei nu pot să mizeze pe o asistență financiară sau pe un potențial financiar substanțial. Aici, da, ar fi o, o problemă, eu cred că ar fi în cazul dat. Și tot în acest context, după aceea vreau să aflu și punctul de vedere a domnului Medrigan, Credeți că, iată, în, în viitorul apropiat, vor ceda din pozițiile exprimate cei de la acum? Pentru că nu știu de ce vorbim și despre o pasivitate a Partidului Democrat. Dacă suntem atenți, în spațiul mediatic se vehiculează doi. E vorba de PSRM și vorba de acum. Volens, nolens, democrații rămân undeva în umbră. Poate este vorba și de o tactică în politică, domnule Juc? Probabil că este vorba de o strategie, nu o tactică de o strategie. Da? Și în acest context eu am mai m-am pronunțat. Fie Partidul Democrat deja a înțeles că... Cei doi protagoniști, socialiști și blocul acum, nu se vor ajunge la numitor comun și ei se pregătesc pentru alegeri anticipate, spunând că noi am așteptat, noi n-am avut nicio invitație, noi am vrut, dar nu, nu ni s-a propus nimic, le-am propus cuiva, nu s-a reușit. Fie Partidul Democrat pregătește ceva senzațional, mai mult sau mai puțin, dar eu aș explica numai, fie deja consider că vor fi anticipate, fie trebuie să ne așteptăm la ceva, ceva interesant, aș spune. Domnule Medriga, strategia PD, cum o descifrați? Comportamentul politic. ce PD, ce mă întrebați? Nu, așa, dintr-o parte, cetățeanul me ce, am am a ce zice? Nu, știți și cum se face la noi, cine se discută acolo, -ia? e într-adevăr, se discută cu ușile închise, fiindcă în politică ăștia naivi nu mai vorbesc de niște chestii. În politică se mișcă interesele. Așa este la noi, interesele personale și de grup. Acum ăștia toți se gândesc cum să-și păstreze ceea ce au acaparat da? pe parcursul anilor, cum să le protejeze. Și atât că noi vedem toate, toate denumirile astea sau în funcțiile care au fost ocupate cu jumătate de an, Înainte de alegeri, iată anume în acest scop au fost făcute. Adică democrația a mers un pic înainte și undeva au privăzut această situație. Chiar și dacă ei rămân în opoziție, ei și au pus oamenii lor la poziții cheie. Asta este foarte urât. Este foarte urât, fiindcă fiecare guvernare, indiferent ele se schimbe, nu nimic veșnic vine ca să-și îndeplinească programul său, având aceste pârghii, a puterii. Iată că democrații dinainte le-au schimbat ca ăștia să le lese fără pârghiile putere. Deci, încă o dată, repet, este urât din punct de vedere politic. Dar... Atitudinea a... socialiștilor, vreau să, să ne explic. No, no, t -t Termin, da. m ați întrebat de... Da. Admitem că democrația se duc în opoziție. Admitem. Da? Stau liniștit. Da? Voi guvernați finanțarea noi, între dânșii au să fie uh, relații și raporturi foarte complicate, chiar și dacă fac o coaliție între socialiști și acum. Asta da, poate pe un moment, dar la orice care proiect de lege deja o să fie discuții interminabile și democrația stă într-o parte, având toate aceste pârghii, fiindcă cum s-a menționat, pe procuror general nu scoți când tu vrei. Este mecanismul, însă el trebuie făcut foarte inteligent. Este comisia juridică a parlamentului, care ar putea să asculte activitatea procuraturii să dea o apreciere, o dată de ori și atunci se pune și a, întrebarea de destituire pentru nu că vor, că noi vrem alt procuror, nu. Dacă vrem un stat de drept, noi nu putem să venim cum a făcut o ăștia. Da? Atunci, care e diferența între ăștia și alții? Prin urmare, democrației ar putea relativ, fiindcă sursele lor financiare sunt bune, a, ce au putut, au luat a, din afaceri sau regrupat și poate să stăie cu banii acumulați, poate să mai stăie încă și 10 ani măcar, o bună parte dintre dânșii. De deci, ce? Ei nu fac mari probleme și a zis, poftim, o să vă rupeți dinții. Fiindcă cetățenii noștri, cum n-ar fi, cum n-ar vota, jumătate de an au probleme sau un pic acolo fără salarii, au să iasă în stradă. Că au votat pentru socialiști sau pentru acum, asta este în trecut. Astăzi trebuie să fie. Deci e acum numai cu promisiuni, da, perioada electorală, dar oamenii o să vrei îndată schimbări. Însă la noi în Moldova, cu părere de rău, schimbări rapide nu poate să fie. Noi și așa avem o gaură financiară, avem datorii, avem de plătit miliarde, avem la Gazprom multe, multe chestii, care acum democrația asta într-o parte, poftim! Vedeți ce voi cum este. Și nimeni nu o să-i atingă. Asta este important că ei s-au asigurat că Curtea Constituțională, nu întâmplătorii și-au pus oamenii acolo, Orice ce lege, orice ce lege care fie, va fi adoptată în Parlament va fi contestată și declarată neconstituțională și mai departe cea. Da, a fost în uh, Ucraina când uh, după Maidan uh, a dispărut curtea constituțională și nimeni n-a mai pretins, au format-o din nou. Nu, -i, nu -i la noi cazul acesta, nu la noi cazul acesta. Prin urmare, uh, numai o, o colaborare o conlucrare foarte inteligentă ar putea să miște lucrurile încet, încet. Dar așa că noi să venim, să schimbăm, nu, nu, este, este o, o, abordare greșită și socialiștii trebuie, cred că, facem, dar nu așa cum voi vă închipuiți. Da. Domnule Juc, socialiștii, cel puțin la întâlnirea cu cei de la acum, au zis că și-ar dori Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, SISU, aceste ministere vin oarecum să susțină activitatea președinției? Da, după toate probabilitățile, așa și este, pentru că președinția are nevoie, în contextul atribuțiilor constituționale pe care îi se conferesc ca să-și dinamizeze activitatea, și eu am interpretat această solicitare a acestor da. funcții ca un mecanism pentru consolidarea politicilor prezidențiale dat fiind că s-a solicitat anume aceste ministerii interne, externe, apărarea dar de ce nimeni n-a solicitat economie sau finanțele? Pentru că acestea sunt ministere foarte importante, cu mult mai importante decât internele sau, externe, sau apărarea, spre exemplu. Iată, aici este o problemă și dacă s-a solicitat ceea ce s-a solicitat, plus reintegrarea plus sis atunci eu consider că socialiștii practic prin alegerile, prin activitatea eventual activitate în cadrul executivului, ei se pregătesc de anul 2020 când vor fi alegeri prezidențiale. Da, mă rog, Eu cred că aici ar fi restabilirea situației care a fost față de domnul Dodon personal. Uitați-vă la toți președinții de stat care au Un fost minut până are, acum. Scurt, mă rog. nimeni n-a limitat aceste prerogative da? da. și față de erau în custodia președintelui. Prin urmare, nu că vine lecere, solicită restabilirea, fiindcă nu numai pentru domnul Dodon, dar pentru instituția președințială, care întotdeauna au fost în custodia sa. Prin urmare, este, este ceva normal să nu sunt cerințe care, iată, trebuie de restabilit normalitatea. Prin urmare, cred că este o cerință valabilă. Domnul Joc, scurt, în 20 secunde, vreau să ne spuneți, credeți în durabilitatea unui guvern minoritar pentru 4 ani? Categoric nu, pentru că un guvern minoritar este un guvern de sacrificiu. De obicei, guverne minoritare se formalizează la sfârșit de mandat pentru a pregăti alegeri parlamentare, după cum a fost în Finlanda, spre exemplu, sau după cum este și exemplul Italia. Un guvern minoritar, am avut noi o tentativă și am văzut cu ce rezultate s-a soldat. Domnilor, eu vă mulțumesc pentru prezența în studio și pentru punctul de vedere pe care l-ați exprimat. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Stimatii telespectatori, vă mulțumesc pentru atenția de care dați dovadă. Rămâneți alături de noi pe curând!